bun găsit, stimați spectatori! Suntem la ordinea de zi, ultima emisiune a săptămânii. O săptămână nebună, o zi absolut incendiară din toate punctele de vedere. Vreau să vă spun că Gorj deține un loc fruntaj din acest punct de vedere. Chiar dacă, să spunem așa, Caimacul a luat Bucureștiul cu DNA-ul, care, bineînțeles, are camere are care de reportaje permanente la ușa sa. E, vreau să vă spun, și Gorjul ține prin acest protest al minerilor primul de mare anvergură, până la urmă, la adresa guvernării Ponta. Se întâmplă chiar la Târgujiu, în fieful premierului. Dar despre asta o să vorbim în această seară. Încep prin a vă prezenta, am uitat-o în seriile trecute, și săptămânalul vertical, numărul a apărut marți, care a început deci e un număr foarte foarte atrăgător, aș putea spune, de la faptul, aflăm că, și ați putea afla și dumneavoastră, pentru că uh, șeful obștii ARC a fost și într-o emisiune de televizată, mojenii din Krasna vor să atragă fonduri europene pentru a construi un scător de fructe, o pensiune și chiar un parc eolian uh, tot, tot aflăm că în, din această săptămână se stabilesc posturile vacante și rezervate din învățământul gorjan. Sau, deja suntem spre sfârșitul săptămânii. Aflăm amănunte despre concertul Doina Gorjului la Sala Radio și uh, mai și două editoriale, unul semnat de subsemnatul din care o să vă citesc un fragment pentru că se leagă de ce vorbim noi. CO, adică complexul energetic Oltenia salariu de 1000 de lei era o întrebare și România și noile previziuni economice, un material semnat de colegul Andrei Popete Pătrașcu. Uh, din interiorul uh, săptămânalului vertical reținem un material semnat uh, Aura Stoinescu, Țara Valahii Mici pe internet, Meșteșugurile Oltenești promovate de tineri, iată un proiect care se desfășoară în, în Gorj, uh, Asociația Creează România din Podar, județul Gorda se desfășoară. Aflăm amănunte din învățământul gorjan despre mișcarea personalului didactic. Un material foarte interesant semnat uh, publicistul și uh, publicistul Ion Elena, voievodul de la Padeș, uh, știm că în această săptămână, practic, s am trecut peste o aniversare a evenimentelor din 1821 la Tudor Vladimirescu. Un reportaj făcut de Aura Stoinescu la Albeni, acolo unde în sfârșit podul s-a reconstruit. Mai e ceva de lucru, dar se poate, se poate circula. Mai aflăm că consilierii PNL cer piste de biciclete în Târgu Jiu cred că cer mai multe și cred că ar fi mai multe de făcut la Târgu Jiu. Bineînțeles, avem, avem, și de știri despre insolvență și multe alte lucruri în, în acest număr de print, numărul 444 săptămânalul intrat în al 10-lea an de existență. Am promis că citez puțin dintr-un editorial scris acum câteva zile, un editorial care uh, nu știam atunci neapărat de mișcările care vor avea loc evoluție din ultimile zile. Spuneam așa, complexul energetic Oltenia trece prin cele mai grele momente de la înființare. Chiar conducerea actuală vorbind de perspectiva insolvenței. Personal nu aș vrea să fiu un pielea unui lider de sindicat din CEO care va trebui să le explice oamenilor că situația este atât de dificilă încât perspectiva salariului de 1000 de lei, lansată imprudent în spațiu public de un lider politic local cu vreo 2 ani în urmă, e mai aproape ca oricând pentru fericiți în ghinimele care vor mai avea de lucru. Pentru că de la salariile lor de zeci de mii de lei pe lună și din mașinile luxoase, unele cumpărate de deci ceo foarte recent, apropo, am văzut astăzi o poză cu dastările albe care au fost cumpărate recent, la, la cele mă refeream și eu, managerii nu realizează că gradul de suportabilitate al urtacilor a ajuns la cote de avarie și că alte tăieri nu sunt posibile. Din nefericire, actualul management al CEO poartă o mare parte din vina pentru ce se întâmplă acum cu cel mai important agent economic din Oltenia. E greu de crezut pentru angajații din CEO și familiilor că salvatorul în ghilimele Laurențiu Ciurel și cel care a salvat și a îndramau în ghilimele premierul Victor Ponta le-au făcut atât de mult bine încât toate salariile și drepturile câștigate de-a lungul anilor au dispărut cu totul. Adică, mai pe românește, pe timpul precedentei administrații girată de Marin Condescu, erau bani pentru toate, inclusiv pentru furat, după cum spunea același Laurențiu Ciurel, iar acum se riscă închiderea porților cu prestația acestui management avansat, cu ghilimelele de rigoare. Desigur, Laurențiu Ciurel și echipa lui au avut de înfruntat și condiții vitrege, și anume scăderea cererii de energie, reducerea abruptă a prețurilor, scumpirea certificatelor verzi. Dar vorbim de același management care a bulibășit activitatea din CEO la cote greu de imaginat ale de oamenii normali, trecerea oamenilor pe alte posturi pe criterii greu de descifrat, înființarea unor divizii gen pază care nu s-a mai făcut, obligarea a sute de oameni să stea degeaba prin stările de apel și altele acum trăgând linie și atunând, realizând că un asemenea management ar fi putut face oricare dintre noi, cu observația că toate scurgerile ar fi fost mai puține. Că poate scurgerile ar fi fost mai puține. Acum situația pare fără ieșire. Deci, Spuneam, e o radiografie a mineritului Gorjan la această, la această oră. Oamenii au fost și astăzi în piață, liderii lor au fost, trebuiau să fie primiți în această seară la uh, conducerea Ministerului, la domnul Gerea, conducerea Ministerului, Ministerului Energiei. Vreau să vă spun că deci noi ne ducem printr-o să zicem ce reacție are CEO apropo de birou acela de presă de care vorbeam și eu, Astăzi Daniel Burlan a dat un interviu, a apărut un interviu în presă, din care, de fapt, să știți că, totuși, în afară de cititorii cotidianului despre nu cred că afla altcineva, dacă n-ar fi venit și replica celor de la CEO. Iar aceștia spun, de exemplu, și așa aflăm și ce a zis Burlan, Daniel Burlan, fostul manager, Afirmațiile de domnului Burlan Daniel, angajat al CEO Tenia, fost director al SNLO, făcute în ziarul Pandur, sunt totalitate false, având rolul de a dezinforma și tensiona negocierile contractului colectiv de muncă din această perioadă. Respectiv, cităm, afirmația că de la integrarea în CEO social SNLO era pe profit este falsă. La șapte luni există o pierdere de 85 de milioane de ron, conform contului de profit și pierdere semnat de domnul Burlan Daniel. Menționăm de asemenea că în momentul integrării la data de 1.06.2012 în contul SNRL este o sumă de 2.040.000 de ron cu o datorie la furnizor de circa 100,6 milioane de rom. Deci, cum să vă spun? Dacă ăla care a semnat... Bine, <laughs> vreau să vă spun că comunicatul este semnat chiar de directoratul CE Oltenia. Dar dacă nu e o greșeală de tipar, și nu este. Deci, cam asta este. Deci, ai două. Tu aveai datorii de, o, de 100 de miliarde și în conturi o sumă de 20 de ori mai mare. Cam așa iese din ce văd eu pe aici. Așa că. Să o lăsăm moartă că nu ne, nu ne interesează foarte mult ce răspund ei. Minerii sunt în stradă, au fost foarte mulți, astă seară piața a fost plină, deci probabil că s-au apropiat de o mie și asta înseamnă că lumea este nemulțumită. Deci eu cred că ar trebui corectate aceste nemulțumiri, și nu a da neapărat, neapărat, cu barda sau a, a ne abate în comunicate că nu câștigăm nimic. Adică de a părea că unii sunt mai deștepți decât alții. Vreau să vă spun că în această seară, azi, a, în această dimineață pe surse, chiar pe Facebook, în mediul online se specula că în această seară, înainte de weekend, că mâine este ziua cu care să intri în weekend, se vor face arestări foarte multe, va fi spectaculos. În momentul când astăzi a fost chemată la parchet Elena Udrea, la DNA, toată lumea s-a așteptat să fie vorba de Elena Udrea. Bine, vreau să vă spun că astăzi a fost la DNA și Toni Greblă și... Uh, finul său, cel care este acuzat uh, că i-ar fi damită. Uh, a fost și Adrian Videanu, fostul ministru al uh, economiei și mulți, și mulți alți. vreau să vă spun că deja uh, Elena Udrea iese din scenă și o să vorbim de ce. Deci ea n-a luat decât un control judiciar. În timp ce Adrian Videanu a fost reținut de DNA pentru 24 de ore. Procurorii DNA îl acuză că ar fi intervenit pe lângă fosta șefă DICOT, Alina Bica, pentru a scăpa de un mega dosar anchetat de DICOT, însă acesta este în continuare instrumentat de procurori. Procurorii DNA ar putea să ceară în continuare arestarea preventivă a lui Adrian Videanu. Dacă au cerut 24, deci părerea mea că vor cere, vor cere și vor cere și restul, pentru că altfel nu prea are justificare. Cum spuneam, Lena Udrea, care de câteva zile tot vorbește gura fără ea în sensul că spune câte ceva, adică un fel de amenințări așa în care ne așteptam să se reacționeze într-un fel sau altul, probabil că ea știe mai multe. A fost chemată la DNA, i s-a prezentat, i s-au prezentat acuzațiile și a fost postată sub control judiciar. A stat 5 ore la audier la DNA. spune că nu a vrut ce să le dezvăluie procurorilor care o acuză de spălare de bani, fals și uz de fals. Deci destul de multe. Ea ieșit în grabă de la DNA, asta mai puțin și a stat puțin de vorbă cu ziariștii. Apoi a mers la sediu PMP pentru că PMP-ul, cum spun unii, Partidul Mișcarea Populară împlinește un an de zile de la înființare. Deci frumoasă aniversare cu liderul care a fost uh, uh, care a fost adus în, uh, uh, a fost dus la, la DNA. Uh, deci, cum spuneam, fosta șefă PMP, cum spune, sau actuala șefă, pentru că ea nu va mai candida, spune că nu a dat declarație și vrea să vadă întâi dosarul, dar este acuzată de lucruri extrem, extrem de grave. De fapt, cum se aștepta toată lumea, dar nimeni nu s-a aștepta să o mai ia, în sensul ăsta aș putea să vă, să vă spun. Uh, trebuie să spunem însă, uh, apropo de. Uh, uh, că sunt și alte știri extrem de importante. Uh, deci, uh, una dintre ele, să spunem așa. Uh, S-a făcut totul, totul foarte organizat. Eu o să vă citesc acum dintr-un editorial al lui Ion Cristoiu. V-am mai obișnuit uh, să vă prezint uh, ce spune bătrânul gazetar, pentru că unele lucruri se confirmă, altele nu, din ce am putut să vedem. Dar este un uh, ziarist extrem de um, liber ca și exprimare, spune foarte multe lucruri interesante. Uh, și iată ce spunea el astăzi pe blog, uh, pe blogul propriu, după ce a ajuns, deci după ce Elena Udrea a fost chemată pentru audier la DNA. Potrivit analistului, spuneam eu în Cristoiu, aducerea cu mandat a Elenei Udrea la DNA este doar etapa anchetei, ținta finală fiind de fapt fostul președinte Traian Băsescu. Ce mirare! Sau ce întâmplare, că sunt ce mirare, că ești ceva de genul ăsta. Spune Cristoiu, cităm, a fost o acțiune spectaculosă, nu cunosc probele, nu mă pronunț. De fapt, ținta nu este Elena Udrea, ținta este Traian Băsescu, este un fel de încercuire a lui Traian Băsescu, singur adversar al lui Claus Iohannis. Avem de a face cu o operațiune de înconjurare, de încercuire, de ținere sub presiune. Operațiunea este eficientă, deoarece Traian Băsescu nu este în public, nici nu, nici nu va ieși în perioada următoare. La PMP va veni Eugen Tomac. Operațiunea este menită să-l țină ascuns pe Traian Băsescu pentru ca puterea lui Claus Iohani să se consolideze. Orice apariție a lui Traian Băsescu ar deranja această mică armonie care s-a instalat în România. Uh, vreau să vă spun că analistul a spus asta chiar pe un canal de televiziune. Interesantă optică și de ce uh, de ce n-ar fi de ce n-ar fi așa? Deci teoretic Analiza lui Ion Cristoiu poate sta în picioare. Pentru că iată, să nu uităm că probleme are și Dejvideanu deci care a fost deja reținut, sunt și alții din foștii locotenenți ai lui Traian Băsescu care au probleme și poate la un moment dat se va ajunge și la regină. Acum dacă va fi așa sau nu, rămâne să vedem, dar vă spun eu că vom avea spectacol, deci vom avea mult circ, mai puțină pâine ca în România, dar foarte mult circ pe televiziuni în perioada următoare. Deci, cu siguranță vom mai vedea arestări, cu siguranță, însă, iată un lucru pe care era greu de anticipat în urmă cu, să zicem, chiar câteva zile, erau chiar cei care puneau pariu că celor din uh, vechiul PDL nu li se poate întâmpla nimic, iată că justiția de data aceasta face, deci nu ține cont de carnetul de partid, nu ține cont că ești, să zicem, în partidul care câștigă sau a câștigat uh, prezide, prezidențiale, deci își face datoria. Dacă este așa, lucrurile stau extrem de bine din acest punct de vedere. Uh, pentru că am vorbit foarte mult de politică și justiție în seara asta, Uh, trebuie să vorbim uh, 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 să vorbim și de un alt lucru. Astăzi a ieșit la presă procurorul general DNA, Laura Coduțea Chioveși, care a dezvăluit joi numărul de dosare care se află în la DNA. Chioveși a anunțat că este vorba de peste 5.000 de dosare penale repartizate către 86 de procurori. Că a evidențiat rolul important pe care l-au ofițerii de poliție judiciară, în instrumentarea dosarelor informează Ager data aceasta. Cităm, sunt un reprezentant al unei instituții ca în care lucrează 190 de polițiști. Acești polițiști au un rol esențial în activitatea de neantru, că lucrează direct cu procurori și în mod nemijlocit. În 2014 am înregistrat peste 4.900 de dosare, cifra era cunoscută ca o paranteză, și azi dimineața aveam în lucru peste 5.100 de dosare penale care sunt repartizate unui, uh, unui număr de 86 de procurori. Avem în jur de 110 procurori în DNA, dar 25 din ei participă în ședințele de judecată. Deci vedeți o încărcătură foarte mare de dosare repartizate unui număr mic de procurori. De aceea rolul pe care l-au pățit și judiciari în cadrul DNA este extrem de important, spune aceeași Chioves și la bilanțul activității, poliției române, că de fapt acolo spune acest lucru. Bineînțeles, uh, și a încercat, uh, a ținut să remarce profesionalismul polițiștilor care ajută DNA-ul uh, și mai spune ea un lucru interesant, uh, o prioritate a DNA și IGPR de data aceasta, deci e vorba de Inspectorat General Poliției Române, a fost în 2014, cităm, curățarea sistemului. Cităm, Cred că este păcat atunci când apar situații de incorectitudine, neprofesionalism sau corupție, instituția să fie blamată din cauza unuia sau mai multor angajați. Aș vrea să apreciez sprijinul pe care l-am primit din cauza în, în cauze în care am investigat poliții și e bine că ambele instituții am dorit să ne facem curățenie. Și DNA a avut procurori care au fost arestați pentru fapte de corupție. Au fost și polițiști care au fost arestați pentru fapte de corupție. Dar e important că aceste cazuri au fost identificate și cred că se impune să analizăm un mare, cu mare atenție cauzele ce favorizează apariția acestui fenomen, dar și vulnerabilitățile. A mai spus același procuror, șef DNA. Da, în esență nu putem să o contrazicem pe, din stinsa doamnă, mai ales că mai spune un lucru, că numărul de plângeri și denunțuri a crescut cu circa 50% față de anii anteriori. E bine, e rău, știți, cu astea, cu denunțurile acestea, e o problemă. Multe, cum spuneam și aseară, sunt făcute din închisoare, probabil sub presiunea procurorilor. Chiar dacă sunt adevărate, etica asta spune multe de cum... Deci nu pot să-l iau pe unul Bine, el poate dovedi diverse lucruri și atunci n-am ce mă face, dar și trebuie să ținu cont de el. Dar faptul că nu vine de bună și de, decât în momentul când este strâns cu ușa, e o mare problemă. Despre polițiști însă, știți, n-am mai vorbit de foarte mult timp de polițiști. Și nu vreau să fac bancuri cu polițiști, mai ales că Uh, știți cum e, legea ne interzice până să, știți, era acela, într-o vreme, acel apelativ cu gar a devenit uh, celebră, uh, celebr, uh, realizator de televiziune și știți că era interzis. Uh, vreau să vă spun însă un alt lucru și aici ar trebui să se gândească cei care sunt în, uh, se îmbracă în uniforma statului, uh, comportamentul lor ești în poliție, ești în jandarmerie, ești mai puțin, că armata nu are nu mai are uniforma militară, din nefericire nu mai are atâta prestanță cum avea oară. dar unii purtători de uniformă ai poliției și nu mă refer la poliția locală, ci la poliția națională și chiar jandarmeria nu prea se dovedesc, sunt ciurucuri e adevărat, sunt exemple negative puține, dar sunt, inclusiv în Gorj. Mă gândesc la polițiștii aceia care se judecă și probabil vor face închisoare pentru ce au făcut, pentru că au omorât un om. Mă gândesc la multe altele. Au o anumită doză de în momentul când te duci vin în contact cu el, da, el e funcționarul statului, el e polițist, de parcă tu ca cetățean ai fi ultimul om și el nu știu cine... De parcă noi n-am ști bancurile cu polițiști, cum spuneam mai devreme. E, problema care se pune este că, nu știu cum se face, cum se întâmplă, dar pe lângă judecătorii de care vorbeam altădată și spuneam că sunt în general sunt și oameni bogați, deci nu prea am văzut un judecător săraci, cum n-am văzut popi, preoți săraci, e, vreau să vă spun că nici polițiști n-am prea văzut săraci, ba din contră, și la Târgu Jiu, dar mai ales prin alte părți sau prin stațiuni, chiar la Rânca sau mai știu eu unde, sunt cam multe viloaie. Ba, vreau să vă spun că există și la Târgu Jiu polițiști care învârt foarte multe afaceri și afaceri de genul au firme pe numele lor, chiar ceea ce, din câte știu eu, contravine legii sau pe numele familiei, învârzi diverse lucruri, apă, presa locală a fost plină de asemenea abuzuri. Cred că unele s-au mai consumat, s-au mai rezolvat, dar în continuare, unii, dacă ar fi luați la bani mărunți, nu prea justifică, să spun așa, prin câștigul oficial, Nivelul de trai, și nu neapărat nivelul, cât averea pe care o au. Cam multe moșteniri, și eu știu, vânzare, cumpărare, cum apare în declarație, și luate la prețuri de nimic, cel puțin așa se spune în, în documente respective, dacă îi avantajează, sau niște valori exorbitante, dacă îi ar trebui să justifice niște bani. Deci, ce aș vrea să spun, ca și o concluzie, și poate o să abordăm acest subiect într-o altă seară este faptul că uh, s-a făcut, deci organele de anchetă și DNA-ul și poliția și alte structuri s-au mai curățat, dar din nefericire încă sunt la nivel critic din punct de vedere al luptei anticorupție. Ca să lupți împotriva corupției, trebuie ca tu să nu ai această problemă. Uh, bun, teoretic, și sunt printre cei care, într-adevăr, pot arăta cu degetul, fiind și în presă, asupra unora care încalcă legea. Și sunt corupți, sunt, prinși. Sunt iată, vedeam aseară, ajunctul de la poliția de la Timișoara a pățit-o pentru un televizor care nu i-a convenit. Un televizor de 10 milioane avea diagonala prea mică și l-a și schimbat pentru unul de 17 milioane. Și asta numai cu vreo câțiva ani. Și luat de Organele de anchetă pentru șpag. Deci, iată, la ce se pretează, dar sunt și probleme, pentru că veniturile oficiale ale polițiștilor, ale tuturor oamenilor din structurile care luptă împotriva corupției, sunt mici. Și atunci ei sunt extrem de predispuși de a fi ușor de cumpărat. E, aici trebuie să umblăm noi la ceva. În sensul de a face a da mai, mai mari salarii, dar știți cum e. În sănătate e corupție pentru că doctorii sunt plătiți puțin. În, în educație este un anumit nivel de corupție pentru că profesorii sunt plătiți puțin. În structurile de forță nu sunt salarii foarte mari și automat putem avea cazuri de corupție. Deci, pe de o parte trebuie mărite sumele pe care le câștigă, pe de altă parte, foarte important, trebuie să se, să fie, deci nu pui lupul pasi la stână. Dar eu am o nelămurire, vă spuneam. În continuare, nu știu cum fac unii, cum se învârt, dar, pentru că, atenție, se presupune că nu sunt oameni de afaceri dacă poartă uniforma statului sau mai au și o funcție importantă pe undeva în poliție sau în alte unități de forță. Bun. Cum mai bari ridică vii lua ele așa dintr-o dată? Întrebare. Și cum se întâmplă că se, cum se întâmplă, că se întâmplă, repetiție intenționată, că sunt și în zonele vizibile și astea. Ia gândiți-vă când, când mergem la festivalul Berii sau la zilele orașului, că trecem printr-un printr anumit cartier, toată lumea trece într-un fel sau altul. Ia gândiți-vă ce case sunt pe acolo. Și am spus cu totul, ca să vorbim și de Târgu Jiu. Ne întoarcem la evenimentele zilei de astăzi, ca să vorbim despre cum spuneam mai devreme, despre finul judecătorului Curții Constituționale Tonic Greblă, Ion Bârcină, care uh, a fost să dea declarații astăzi la DNA. Uh, Asta după ce a fost și Tony Greblă mai devreme. La ieșirea de la DNA, Tony Greblă a declarat că nu se dezice de relația cu Ion Bărcină, deși acesta nu a făcut cea mai bună impresie din punct de vedere al imaginii. Ion Bărcină este acuzat că împreună cu Tony Greblă pentru exporturi ilegale de produse către Rusia. Bun, ce nu m-am lămurit eu din rechizitoriul acela al procurorilor, eu n-am înțeles că s-ar fi făcut exportul ci că se intenționa să se facă exportul. Suntem ca la Radio Erevan, dacă e adevărat. Adică, știți, nu i s-a furat o bicicletă, nu, nu i s-a furat o mașină, de fapt era vorba de bicicletă și nu i s-a furat, i s-a dat și, în fine. Deci, dacă nu s-a făcut exportul, clar că vina este alta și încadra juridică va fi, va fi alta. Dar rămâne să ne confirme sau să ne infirme aceste lucruri, mai ales că, totuși, atenție, eu rămân la părerea că dacă acuzațiile de nease vor rezuma la rochi, telefon și mașină, în sensul că i-a dat o mașină să umble cu ea, finusul, deci acestea vor, fi de, vor fi demolate de orice judecător cu scaunul la cap și sunt destui în România. A grup organizat și alte lucruri sunt de altă categorie, dar rămâne ca aceste lucruri să fie probate. Mai ales că, atenție, acuzația se referă și la perioada din momentul când a devenit judecător la Curtea Constituțională și foarte interesant, Tony Greb a declarat săptămâna trecută acolo în fața DNA-ului că știa că este monitorizat. Păi dacă știa și, cum să vă spun, nu-l poți acuza pe fostul senator de lipsă de inteligență, eu cred că dacă a știut că este și monitorizat și și cu siguranță când era curtea continuă, nu cred că s-a amestecat în ceva care să fie probat. Așa că mă rămâne să ne confirme sau să ne infirme lucrurile în anii, în anii următori, n-am zis rău, pentru că eu mă aștept că acest dosar să fie un dosar de durată și adevărul să scrie foarte ciudat în această, în această perioadă. Am lăsat, apropo că tot vorbeam, de, nu puteam să nu vorbim de un caz super tare, nici nu o să vă vină să credeți, e... deci nu, nu îndrăznesc să vă prezint această știre, s ar putea să fim acolo, deși cităm uh, PS News uh, și a apărut pe toate canalele, dar vreau să vă spun că vor fi destul, destul taliban care spun că nu avem cum să se întâmple asemenea chestie. O instituție a statului anunță că mama DNA, așa se prezintă Monica Macovei, apostolul justiției din România, a încălcat legea. Aoleu! Vă vine să credeți? Monica Macovei a încălcat legea. Ea care ne dă lecții la toți și ne spune ce să facem, cum să facem. De la Claus Iohannis la Victor Ponta și la ultimul amărăștean? Da, Monica Macovei a încălcat legea. Ia să vedem. Monica Macovei, fondatorul Direcției Naționale Anticorupție, cel puțin așa spun ziariștii de la PS News, s-ar face vinovată de încălcarea legii. Asta susține autoritatea electorală permanentă. Aoleu! Care a constatat în cazul acesteia încălcarea prevederii conform căreia, cităm, cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora, candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale, informează Mediafax. În plus, Macovei nu a declarat la. Autoritatea electorală permanentă, prin intermediul mandatarului financiar, în termenul legal de 5 zile lucrătoare, primirea donațiilor de la persoane fizice sau juridice în timpul campaniei electorale. Un alt, ar un alt articol de lege încălcat de Macobei privește faptul că la primirea donației era obligatorie verificarea și înregistrarea identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acestea europarlamentarul a fost sancționată cu amendă între 5 și 25.000 de lei și cu confiscarea sumelor care a făcut obiectul încălcării legii finanțării partidelor și campaniilor electorale. Numai atât? Ce înseamnă? E foarte interesant dacă credeți că îndrăznește cineva în lupta cu Monica Macovei. Ce înseamnă amendă între 5.000 și 25.000? Deci De ce am dat 5.000? Că bănuiesc că n-am drăznit nimeni să dea mai mult lui Monica Macovei. Hai să fim serioși. Că apoi credeți că ăștia de la autoritatea permanentă se trezesc ori cu DNA-ul pe cap, ori cu altă structură. Deci nu cred eu că uh, s-au luat amnesam, dar au descoperit aceste lucruri care erau pe asta și atunci i-au tras o amendă. Dar cine? Monica Macovei. Păi dacă Monica Macovei a făcut asta, ce mai cerem lui Elena Udrea și celor las care au participat la această campanie? Sau celor doi mari, Claus Iohannis și Victor Ponta. Adică, cred, că nu, adică nu cred că ne puteți acuza de, de a nu vedea nici la distanță de un metru în sensul că am văzut toți milioane de afișe ale celor doi candidați. Deci din banii aceia care ar fi fost alocați legal, umpleau, să zicem, Bucureștiul sau vreo două, trei județe. Dar i-au umplut o țară întreagă și au mai dus și prin diaspora. Așa că avem o problemă și de asta cu legea finanțării partidelor politice, cred că ar trebui să se umble, să se facă ceva în, în acest domeniu. Acum sunt și alte, alte lucruri care, care devin foarte, foarte interesante. Uh, în, uh, în acest moment pe plan politic. Deci vreau să vă spun dacă dumneavoastră nu se sezizați ceva și cred că v-am uh, v-am tot prezentat în aceste serii noi nu mai vorbim de România. În afară de niște chestii generale pe care ne le anunță premierul sau președintele, dar care nu prea fac impact nici la știri nici la oameni. Deci nu vorbește nimeni că o să avem consens la partea politică. Nu vorbește nimeni că o să avem consens pe bugetul armatei sau ceva. Sau nici ce vom face, că vom avea, de, de, de exemplu, TVA-ul TVA mai mic de la 1 ianuarie 2016, cu vreo 3 puncte din câte anunță premierul. Toată lumea vorbește de arestările, de condamnările, de toate aceste lucruri de la instituțiile de justiție. Foarte bine că vorbește, dar mi se pare disproporționat de mult ce vorbim. Uitați-vă pe orice canal de știri, pe orice agenție, pe orice ziar care mai apare pe prim, care mai sunt, locuri generoase, dacă nu ocupate la maxim de aceste știri. Importante, e bine să le știm, dar ce facem cu România? Ce facem cu această țară care are, trebuie să funcționeze și altfel. Locuitorii ei trebuie să mai facă și altceva decât să urmărească pe cine mai arestează sau cine, cine se așteaptă să ajungă la DNA. Pentru că acum sunt o parte care sunt săltați sau în alte stadii de cercetare la DNA și unii care așteaptă uh, trimișii DNA sau mai știu eu, ce alcă instituții la poartă. Și e vorba de sute de oameni. Deci spunea, că mă întorc la ce spunea procurorul general, a fost vorba, era vorba de vreo 5.000 de dosare, 5.100. Păi astea dosarele astea au cel puțin cel puțin un nume greu, că de neau cam asta face. Deci ia păștea ăștia cu nume. De asta s-a și dus uh, <coughs> Dicotul are mai puțină, deși de multe ori uh, sunt cazuri spectaculoase și la Dicot, nu au atât de mult timp, ap, pentru că nu sunt de multe ori persoane foarte cunoscute la nivel mediatic. Și atunci, și atunci, Vă spuneam, uh, dacă vorbim, deci cel puțin 5.000 de personalități vor ajunge la DNA în următoarea perioadă. Nu știu de ce, dar pun pariu, vom avea Pot să pun pariu cu chestia asta, cum spuneam. Din parlamentar din 500 și cât sunt, deja au probleme vreo 200-250 cu justiția. Se va mai adăuga cel puțin încă 100-150. Deci va rămâne un parlament exact ca mâna care trebuia să fie, să zicem, după ce s-a hotărât pe partea cealaltă. Aș vrea să vă spun că la nivelul la nivelul țării, urmărim și toate este doar activitățile, cum spuneam, de mediatic, doar activitățile organelor de justiție. Trebuie să mă um, să mai facem și, și, alt, și altceva. Bun. Suntem în... Suntem aproape de finalul emisiunii și Urmărim niște știri, hai să încercăm să căutăm, și niște știri pozitive că poate se întâmplă și lucruri bune în România. Uh, avem, de exemplu, Fiorica Dăncilă a fost nominalizată pentru premiul de cel mai bun europarlamentar în domeniul agriculturii. Uh, mai avem. Uh, un lucru foarte interesant, o remarcă făcută de un domn judecător de la CSM. Avem legi și coduri noi, dar și căpătăm la practica unitar. Dacă țineți minte, am spus din această emisiune faptul că avem, aplicăm după ureche legea, în sensul că aceeași speță este tratată diferit în România și nu ar fi n-ar fi în neregulă. Uh, mă întorc, deci nu puteam să nu mă întorc la, la DNA, a fost subiectul serie asta seară, nu întâmplător. Dacă, dacă au luat-o până la urmă, într-un final, și pe Elena Udrea, chiar dacă s-ar putea să nu fie vinovată, cel puțin așa spune ea, merită, să spunem așa, măcar o emisiune. Dar uh, vreau să vă spun că mi-a atras atenția o altă știre foarte interesantă, Uh, titlul ar fi Ludovic Orban detonează bomba. Sigur o să vină și Klaus Iohannis. Aoleu! Da, și e vorba? Se pare că de DNA. Ludovic Orban face un anunț pe care puține lume l-a anticipat. A, anticipa. A dezvăluit că președintele Klaus Iohannis va participa probabil în acest la o emisiune la Antena 3. Deci nu e vorba de DNA, e vorba de Antena 3. Dar asta am văzut deja într-o emisiune, cred, sau am mai văzut știrea respectivă. Poza era luată din din preajma DNA de la asta și se putea înțelege și cu și altceva. Vreau să vă spun apropo, încă un partid se prăbușește. La acest moment, Partidul Conservator este în fracțiuni bucățele la acest moment. Să știți că Partidul Conservator are un rol foarte important, chiar dacă el e mic, și anume, se poate da cu cel puternic. Știe, are un talent deosebit. Și dacă se rupe acest partid, s-ar putea ca unul din sprijinitorii guvernului actual să, să se ducă de-a cu să, să nu mai aibă majoritate. Rămâne ca să vedem de luni încolo dacă ace toate aceste știri se, se confirmă. Uh, pentru că vorbeam de știrile mai importante ale zilei, Terminăm cu câteva titluri de astăzi, pentru că uh, unele știri n-am mai avut timp să le mai parcurgem. Transportatorii români cer guvernului să solicite Germanii introducerea unui moratoriu privind salariul minim. Uh, încă ceva vă spuneam deja de, Mon de Monica Macovei. La prezidențiale, PSD, PNL, PMP. Macovei și Tăricianu au încălcat legea finanțării partidelor. Am aflat de ce. <coughs> BNR a pus în dezbatere publică două proiecte de regulament care să relaxeze restructurarea creditelor. Și uh, mai aflăm un lucru. Președintele merge mâine la liturgia de la Patriarhie. Deci, la Patriarhia Ortodoxă. Uh, și o ultimă știre. Uh, o știre care să spun așa nu știu cât e de um, cât e de relevantă pentru unii uh, și anume Grecia caută soluții comune cu partenerii săi europeni afirmă Martin Schulz după ce s-a întâlnit la Atena cu premierul Tsiparis de fapt, care e problema? Grecia ar putea părăsi Uniunea Europeană. Ar fi mare deranj inclusiv în România. Gândiți-vă că câteva din băncile de România cele mai importante sunt grecești și deja se fac schimbări pe acolo. Ar fi vai și amar și de economia românească cu siguranță dacă se confirmă actualul, că actualul regim de la Atena va deveni altfel decât a fost până acum în Grecia. Dar despre asta și multe altele vor vorbi de luni încolo. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!